Vă salutăm din Loma Linda și vă spunem un călduros bun venit la emisiunea Întreabă Cuvântul. Continuăm studiile noastre despre Sfânta Scriptură și vă invităm împreună cu Ghiță Moldovan și pastorul Valentin Dăneață. Bine ai venit! Să abordăm lecția numărul 3, intitulată Iisus, Apostolii și Biblia. Înainte însă de studiu, Ghiță, te rogi pentru noi? Sigur! Îți mulțumim, Tată Bun, numele Lui Iisus, că ne-ai învrednicit să studiem cuvântul Tău. Amin. Acum te rugăm să trimiți Duhul Tău cel Sfânt peste noi, ca să putem să vorbim cuvintele Tale, cuvinte înțelepte, cuvinte de îmbărbătare, care să aducă pace în suflet, să facă pe oameni să studieze cuvântul Tău mai mult, să se încreadă în El și aceasta să fie o mânguire pentru mântuirea lor. În numele Lui Iisus te-am rugat. Amin. 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 Autorii studiului ne spun la început că în era postmodernă, Biblia este reinterpretată din perspectiva unei filozofii care îi pune la îndoială și inspirația și autoritatea. Nu este un fenomen limitat doar la cei care în mod deschis recunosc că nu cred Sfânta Scriptură. Fenomenul se extinde și la cei de la care poate ne-am aștepta să creadă Sfânta Scriptură. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva afirmații și apoi să le discutăm puțin. Prima afirmație. Biblia pare a fi sigur că ar fi fost lucrarea unor oameni care locuiau prin deșert, prin nisipuri. Oameni și femei, bărbați și femei care credeau că pământul este plat și pentru care o roabă ar fi fost un exemplu strălucit a unei tehnologii noi. Ca să te bazezi pe un document ca acesta și să-l faci temelia conceptului tău despre lume, oricât de eroic ar fi fost eforturile redactorilor acestui document, înseamnă să repudiezi 2000 de ani de idei care civilizează lumea, idei pe care mintea omului de-abia a început să le înscrie asupra ei înșiși prin politică de tentă seculară și prin cultura științifică. A doua afirmație. Cine a zis asta? Îi aparține lui Sam Harris, prima afirmație. A doua, Christopher Hitchens. Biblia poate sau într-adevăr chiar conține o înlesnire pentru traficul în ființe umane, pentru curățirea etnică, pentru sclavie, pentru vinderea femeilor ca mirese pentru un preț și pentru masacre cu caracter indiscriminatoriu, nediscriminatoriu. Dar noi nu suntem în niciun fel legați de nimic din ceea ce scrie Biblia, pentru că Biblia a fost alcătuită de către niște oameni de către niște mamifere umane necivilizate, lipsite de cultură. Și a treia afirmație, cu o tentă diferită, provine din Semnele Timpurilor, 1884, 27 martie, pagina 1. Oamenii se consideră mai înțelepți decât Cuvântul lui Dumnezeu, mai înțelepți chiar decât Dumnezeu, și în loc să-și fixeze picioarele pe temelia de neclintit și să supună totul testului Cuvântului lui Dumnezeu, ei testează Cuvântul cu propriile idei din știință și natură și dacă pare a nu se potrivi cu ideile lor științifice, este considerat nedemn de încredere. Reacția dumneavoastră. Cu privire la primul citat pe care l-ai adus în discuție, ai spus, autorul spune că Biblia este o carte scrisă de niște oameni primitivi care credeau în pământul plat. Mm-hmm. Și că nu aveau cunoștințe. Îmi pare rău, dar chestia cu pământul plat a apărut mult mai târziu, atunci când Biblia a fost dată la o parte în timpul Evului Mediu.
Pentru că dacă citim în cartea lui Iov, de acolo descoperim că Pământul este rotund. De acolo descoperim că pe planeta asta, când nu existau sateliți, nu existau avioane, sunt, zice, cine a strâns țărâna Pământului într-o treime de măsură? Păi de unde știau eu, dacă nu aveau sateliți, dacă nu aveau avioane ca să călătorească, că Pământul nostru este două treimi apă și o treime uscat. Deci, iată niște primitivi, ce idee aveau atunci? Aș putea să răspund acestui autor. Mulțumesc. Ideea omului primitiv corespunde cu ideea evoluționistă. Avram nu era deloc primitiv. Iov nu era deloc primitiv. Dar trăiau în corturi. Poftim? Trăiau în corturi. Faptul că trăiau în corturi nu are nimic de a face cu ideea de primitiv. Absolut nimic. N-aveau niciuna din facilitățile moderne de care ne bucurăm. Din punctul ăsta de vedere erau primitivi. Nu aveau mașină și nu aveau frigider. De remarcat este faptul că Avram a plecat din Ur, din Caldea, unde le avea pe toate astea. A fost un act deliberat de renunțare pe care l-a făcut acolo pentru a locui după aceea în corturi, pentru ca locuirea lui în corturi să demonstreze că aștepta o patrie mai bună. Gestul lui de așteptare a unei patrii mai bune nu trebuie să fie confundat cu ideea de primitivism. Este un gest și un act al credinței care l-a făcut pe Avram să fie părintele credincioșilor. Dar tot ceea ce se întâmplă cu Avram, modalitatea în care el trăiește, nu are nimic de a face cu ideea pe care, din nefericire, mi-o prezintă mie acești exponenți ai înaltei critici pe care i-ai citat acum. Mulțumesc. Ca să clarific, nici Harris și nici Hitchens nu sunt teologi și nu reprezintă înalta critică în mod direct, ci reprezintă extensia înaltei critici care a trecut, putem spune, din sfera teologică în sfera vieții de zi cu zi. Este un moment de popularizare a înaltei critici. Înalta critică nu este reprezentată numai de teologi la un moment dat, este reprezentată de filozofi, este reprezentată de politicieni neomarxiști care sunt astăzi și marxiști de altă dată și așa mai departe. Este un curent, o opinie pe care o întâlnim în foarte multe segmente intelectuale. Da. Mulțumesc. Problema aceasta a segmentelor intelectuale, nu pot să zic că întotdeauna se întâmplă lucrul acesta, dar mi se pare că de multe ori aceste elite, acești intelectuali, nu au argumente mai bune decât să insulte pe cei care cred altfel. Mamifere umane lipsite de cultură și civilizație, sau oameni ai nisipului, oameni ai deșertului. Deci, îmi pare rău, ești prea simplu ca să înțelegi asemenea idei complicate. Te învățăm noi. Ionel, în schema ateismului, indiferent că evoluționismului și ateismului, da? Indiferent, chiar și dacă este evoluționist, teist, Scriptura n-are ce căuta acolo, să-mi fie iertat. Spre exemplu, Edenul nu există într-o schemă evoluționistă. Unde îl așez? Unde așez Edenul? Îl așez în terțiar? Îl așez unde îl pui în cadrul evoluției? Pentru că evoluția a mers în continuare și după Eden, în mod teoretic. Probabil că acum ar trebui să fie Edenul când am ajuns, după părerea lor, la zona cea mai înaltă din punct de vedere a ascensiunii umane. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre lucrul ăsta, vorbește de omul perfect acolo. Mircea Eliade îl ia și îl plasează undeva în zonă mistică, în ilo tempore, într-o zonă a fără timp, a misticului, da? Scriptura nu face treaba asta, o așează în istoria noastră și anume o așează la începutul nostru. Deci, cu alte cuvinte, nu putem armoniza două teorii care se bat cap în cap. În zadar încercăm să le armonizăm. În momentul ăsta suntem puși față în față cu ideea foarte concretă că
evoluționismul n-are nimic de a face cu Biblia și Biblia n-are nimic de a face cu evoluționismul. Ceea ce încearcă cei doi să facă este să creeze oarecare intersecție între cele două și să minimalizeze rolul Scripturii și să pună informația biblică, să o așeze cumva pe scheletul evoluționist. Se numește evoluționist teist. Căsătoria asta între cele două, între Biblie și evoluție. Dar eu am toate motivele să cred că acest mariaj nu este legitim. E mariajul, ca să folosim o metaforă din studiile trecute, e mariajul între lut și țărână. E mai mult, e desfrâu. Ei cred că încearcă să-L explice pe Dumnezeu din punctul lor de vedere cu cuvintele prin capitolele Bibliei. Ei nu încearcă să îl vadă pe Dumnezeu cum Dumnezeu se explică și se arată nouă prin Biblie, ci din contră. Hai să vedem, eu așa cred că este Dumnezeu și îmi caut prin Biblie. Nu. Uite cum este. Este viziunea lor despre Dumnezeu. Uite cum este, Ghiță. Este așa. Partea imediat din nota de introducere continuă și spune: în același timp, elementul supranatural a fost minimalizat, fie s-au îndepărtat cu totul, transformând Biblia într-un simplu document, care în loc să prezinte viziunea lui Dumnezeu cu privire la om, deci revelație, a ajuns să prezinte viziunea omului cu privire la Dumnezeu. Exact. Deci este răsucirea Scripturii și obligarea ca ea să intre într-o zonă în care nu și-a propus să intre niciodată. Zona de document literal, document istoric. Dumnezeu nu ne-a dat nouă documente istorice și literale aici. El ne-a dat revelația Lui, care cuprinde și una și alta, dar atât informația istorică, cât și, eu știu, comunicarea literară, se subordonează mesajului mult mai înalt și mult mai complex pe care Dumnezeu vrea să mi-l trimită. Mulțumesc. Eu cred că arheologii pot să-l folosească Biblia ca un document prin care să justifice descoperirile pe care le fac și, de fapt, Biblia le întărește ceea ce îi descoperă. Îi ajută. Pentru ei este un document. Cred că o mulțime de discipline ar putea folosi Biblia ca document. De exemplu, studiul legilor ar putea folosi Biblia ca exemplu de formularea sistemului legal al unui stat. Studiul literaturii ar putea folosi Biblia ca exemplu de capodoperă al literaturii mondiale. Da. Și așa mai departe. Deci nu cred că Biblia nu poate fi folosită, să zicem așa, și în alte scopuri. Dar ea nu este nici literatură, nici carte de istorie, nici fundament pentru sistem legal, ci este mult mai mult decât suma tuturor acestor componente, să zicem așa. Ea este descoperirea lui Dumnezeu. Da. De asemenea, resping categoric ideea celui de-al doilea citat, în care mi se spune că Biblia sancționează sau este de acord cu epurarea etnică, cu adulterul în timp de război sau cu sclavii sexuali, etc. Să nu uităm că baza Scripturii, începând cu Vechiul Testament până în Noul Testament, sunt cele 10 porunci, care se referă direct la să nu ucizi, să nu prea curvești și așa mai departe. Ori ideea de să nu prea curvești se referea în mod special la admiterea actului de intimitate numai în cadrul familiei. Evreii, în mod normal, raportați la Dumnezeu, trebuiau să iasă din perspectiva vremii de atunci, nu își puteau permite să depășească ceea ce Dumnezeu a spus. Dacă avem cumva excepții, să nu uităm că excepțiile întotdeauna nu desfințează regula. Excepțiile sunt prezentate acolo pentru a arăta până la urmă atât păcatul omului, depărtarea de legea lui Dumnezeu și neascultarea lui de legea lui Dumnezeu, și ne conduce la ideea că n-a fost ăsta planul lui Dumnezeu. De asemenea, Scriptura nu susține sclavia.
Sclavia pe care o cunoaștem noi, sclavia negrilor, sclavia medievală, n-are nimic de a face cu robul lui Abraham, spre exemplu, care s-a dus să cumpere mireasă. S-a dus să cumpere mireasă. Eliezer. Eliezer, mulțumesc. Eliezer. Așa, Eliezer. S-a dus să cumpere mireasă și Abraham îi spune, Doamne, dacă nu o să-mi dai copil, moștenitorul meu este Eliezer din Damasc, adică robul meu. Da. Vă rog să-mi spuneți ce fel de robie este asta în era prietenul lui. În care întreaga avere trecea asupra robului său. Mm. De asemenea, în Noul Testament, Pavel scrie scrisoarea aia și spune, vezi, ia-l tu pe Onisim și zi, frate, și fă-l Onisifor. Și în momentul în care Pavel lansează cuvântul de frate în economia, în economia sclavagismului, dintr-o dată sclavia nu mai există. Este aruncată în aer printr-un singur cuvânt. Spune-i sclavului tău, frate. Și gata. Da. Mulțumesc. Am discutat puțin despre, sau am menționat mai bine zis, ideea de înalta critică. Și nu ne vom ocupa de ea aici. Poate într-un studiu viitor, poate vom discuta într-un supliment, dar cred că merită să menționăm aici că ideea înaltei critici nu este greșită în sine. Ideea de înaltă critică încearcă să răspundă întrebării. Cine a scris? Ce a scris? Ce a vrut să spună despre asta? Înalta critică ia o turnură greșită prin secolele 16-17, mai întâi cu Descartes, apoi Spinoza și urmează ceilalți pe rând, până la Bultmann. Ideea care schimbă cursul înaltei critici este ideea că trebuie să lași credința deoparte când pui întrebări Scripturii, da, și să bazezi totul sau să-ți bazezi investigația Scripturii ca fiind un sceptic complet, imparțial. Deci, miracolul este dat la o parte și este invalidat. Mm-hmm. Nu există Dumnezeu. Dumnezeu însuși este un miracol. Un miracol care este capabil să producă miracole. Când dai la o parte miracolul, îl dai la o parte pe Dumnezeu și cele ce derivă din el. Adică dacă îl dai pe Dumnezeu, dacă dai miracolul la o parte, dai la o parte nașterea din fecioară, întruparea, creațiunea, revenirea Domnului Iisus Hristos. Și dacă dai astea toate la o parte, ce îți rămâne? Și deși inspirația Bibliei. Deci nici Biblia nu e inspirată în cazul ăsta. Păi, dar nu poate să fie inspirată decât de omul care are frustrările, visurile și percepțiile lui. Și pe acestea le proiectează. Exact. Exact. Aceasta este elementul profetic. Proiecția interioară a unui om în, sau asupra istoriei. Deci, Dumnezeu este dat la o parte, efectul divin în istorie este dat la o parte și rămânem doar noi cu noi înșine. Și atunci Scriptura, într-adevăr, rămâne doar un document. E interesant, prima parte, nota lecțiunii spune irelevant. Irelevant. Documentul nu poate să fie relevant. Cu alte cuvinte, nu poate să fie folosit de omul în secolul 20 ca fiind o sursă de adevăr sau de informare. De ce? Lipsește Dumnezeu. Yeah. Deci, metoda aceasta de, sau felul acesta de gândire este observat nu numai în lumea științei, pentru că în știință avem de-a face cu curentul naturalist, totul trebuie explicat prin ceea ce poate fi observat și reprodus empiric. Acum îl avem și în lumea teologică. Am dat posibilitatea supranaturalului la o parte, deci tot ce putem discuta, orice trebuie trecut prin filtrul acesta. Se numește umanism. Un umanism sălbatic la un moment dat. Adică nu este un umanism de bun simț. Este umanismul care
afirmă că nimic nu este dincolo de el însuși. Ne întoarcem oarecum în presocratici, în momentul în care se spune omul este măsura tuturor lucrurilor. Și noi măsurăm cu noi înșine toată istoria și toate lucrurile. Și o facem cu încăpățânare, cu aroganță și cu minciună în foarte multe cazuri. Nu este aceasta aroganța supremă? Să crezi că tu ești totul. Măsura tuturor lucrurilor. Cu tine, cu gândirea, cu mintea ta, să măsori totul. Indiferent cum par la suprafață, chiar dacă ai două coarne ca de miel, când ți se dă o gură ca de balaur, problema e balaurul, nu mielul. Iar balaurul vorbește mai departe, în cuvinte de hulă, se ia de Dumnezeu, de cortul lui, de tamid, de toate cele care sunt deasupra lui. Cornul se înalță până acolo. Este umanismul care nu acceptă să fie nimic deasupra lui și dincolo de el. Da. Aici suntem, din păcate, în postmodernismul ăsta teribil în care noi stricăm totul. Folosim cuvântul deconstructivism în ultima vreme. Și este cam în felul următor. Știți, închipuiți-vă că avem un zid aici. Și pe urmă venim noi și luăm cărămidă cu cărămidă ca să vedem ce e sub cărămizile astea. Și după ce am terminat zidul și am umplut curtea cu cărămizi, într-un singur strat, toată curtea, plecăm și lăsăm zidul dărâmat și cărămizile împrăștiate prin curte. Și după este... fiecare vine și își ia o cărămidă de acolo și zice, ăsta e zidul. Ăsta e deconstructivismul în care suntem astăzi. Fără Dumnezeu, fără revelație, zidul nu mai poate fi refăcut. Mi-aduc aminte de, și cu asta închei, mi-aduc aminte de la un moment dat, Ellen White are o viziune în care spune că a văzut pe unii care au coborât de pe platforma adevărului ca să verifice cât de solid este adevărul pe care stăteau ei. Au coborât acolo, au văzut că platforma sau temelia are fisuri. Da. Și din cauza că au văzut că are fisuri, nu s-a mai urcat niciodată deasupra. Interesant, fisurile respective sunt fisuri fatale pentru cei ce le descoperă. Cei ce rămân deasupra, prin credință, însă nu vor cunoaște niciodată, eu știu, prăbușirea datorită acestor fisuri. Dumnezeu este Cel ce menține totul, încă o dată, miracolul divin vis-a-vis de ei. Și întrebarea atunci se pune, ce erau acele fisuri? Pentru că oamenii se întreabă. Probabil că aparentele contradicții din Scriptură. Bănuiesc că la ăstea se referea. Deci, cred că putem discuta despre aparente contradicții, putem de asemenea discuta despre înțelegerea imperfectă a omului, pentru că ne confruntăm și lucrul acesta nu este întâlnit numai în studiul Scripturii. Am început să studiez din nou chimia organică după aproape 30 de ani. Nu de voie, ci pentru ca să o ajut pe Mișel puțin la studiu și de plăcere. Mi-a plăcut întotdeauna chimia. Și descoper că unele lucruri s-au schimbat, altele au rămas așa cum le știam acum 30 de ani, dar mi se cere un efort ca să înțeleg. Nu înțeleg neapărat, chiar dacă acum 30 de ani știam conceptul, nu-l înțeleg din nou, imediat. Și îmi trebuie să las o oră, două, o zi și să mă întorc la el. Și a doua oară poate îl înțeleg. Sau mă duc un capitol înapoi și îl înțeleg. Scriptura e la fel. Nu, și în privința aceasta mai mult decât atât, pentru că sunt unele lucruri care nu le voi înțelege, probabil, cât voi sta pe acest pământ. Dar Dumnezeu, atunci când mă apropii de Scriptură cu Spiritul potrivit, sub călăuzirea Duhului Sfânt, îmi va da lumină crescândă. Dar Ionel, dacă am putea înțelege tot, Scriptura n-ar mai fi cartea lui Dumnezeu. În această carte, Dumnezeu își descoperă și dimensiunile sale infinite, supraumane. Nu numai dimensiunile sale umane. Este normal ca să înțeleg tot ceea ce este uman. Dar este normal să nu înțeleg ceea ce este suprauman. Așa că Biblia, făcând unirea între cele două, trebuie neapărat să mă conducă și la taina lui Dumnezeu, așa cum spuneam anterior, Dumnezeu însuși fiind o taină
vis-a-vis de limitările mele. Nu s-ar mai numi Evanghelia veșnică, dacă am înțeles-o. Noi, care, ce mai studiem depoi, dacă am înțeles-o aici? Ar fi ceva trivial. Te cam plictisești acolo, nu? O știm că vom studia Evanghelia veșnică. Mulțumesc. Deci, după această intrare în problemă, faptul că Scriptura este desconsiderată, trecem la felul în care Iisus și apostolii privesc Scriptura. Cum faceți legătura între cele două? Uite ce se întâmplă. Provocarea profană. Îmi arată că Scriptura poate să fie abordată așa, ca o carte, document, fără nimic revelat în ea. Și sunt o mulțime de oameni care se raportează la ea ca la un document. Când mă duc la Iisus Hristos și la apostoli, descoper o altă abordare. În studiul de astăzi, sunt chemat să descoper abordarea aceasta, ca și cum aș învăța de la început. În momentul în care mă uit la Iisus Hristos, eu trebuie să văd cum ar trebui eu să abordez Scriptura aceasta, nu uitându-mă la Bultmann sau la alții, ar trebui să iau pe el ca modele de abordare. Deci dacă îl voi lua pe Bultmann, atunci îl voi pune în locul Domnului Iisus Hristos pe Bultmann, ceea ce este teribil. Ar trebui să fac ceea ce spune, de fapt, studiul de astăzi, și anume, întotdeauna Scriptura trebuie să-L aibă pe Iisus Hristos ca model de înțelegere a Scripturii. El, cuvântul întrupat, folosește cuvântul scris. E superbă imaginea asta. Mulțumesc. Studiul de duminică discută prima sau una din metodele principale folosite de Hristos pentru a aborda Scriptura. Vă rog să discutați puțin despre această mentalitate a lui Hristos, așa cum apare ea în încercarea din pustie. Da, în Matei, capitolul 4, avem pe Domnul Iisus Hristos, care după 40 de zile de stat în pustie și post, a flămânzit și a venit. Deci, foarte important, când vine diavolul la Iisus Hristos? Când era puternic, când era hrănit, când mintea, știi că este hrănită? Nu, a venit când era cel mai slab, cel mai jos. Acum pot să-l dobor. Din punct de vedere fizic, dar cineva ar putea să spună că postul ascute... Aici am vrut să ajung. Poftim. Și totuși, mintea, iată că postul și a ținut mintea ascuțită. După 40 de zile de nemâncare, pot apare halucinații. Exact. Iar Domnul Iisus Hristos a fost conștient de lucrul acesta. În cartea Hristos Lumina Lumii spune că Domnul Iisus Hristos, lui a fost teamă de slăbiciunea sa fizică. El a fost supus slăbiciunii fizice. Deci, totuși tu ai avut dreptate. Satan a intrat în conflict cu Domnul Iisus Hristos în zona cea mai sensibilă, cea mai sensibilă a experienței lui. Și totuși, Domnul Iisus Hristos i-a răspuns cu stă scris de fiecare dată. Acum stai să te gândești, cum poți să răspunzi cu stă scris când ești în situația în care ești? Acum, în timpurile noastre moderne, există conceptul de spălat pe creier. Domnul Iisus Hristos era spălat pe creier. Nu avea decât texte biblice în minte. Nu avea altceva. Și cred că asta se cere și pentru noi în încercarea care ne stă în față, când va veni vremea aceea, cum n-a mai fost decât sunt cerul și pământul. Crezi că atunci vei putea sta să explici din punct de vedere științific sau cu alte argumente istorice? Sau... Nu ai nici timp și nici cum să explici oamenilor. Atunci trebuie să mergi pe stă scris. Trebuie să ai textele în minte. Eu vreau să te întreb, tu ai fost ironic când ai spus că Domnul Iisus Hristos a fost spălat pe creier? Nu. Acum, cum? Să înțeleg. Spălat pe creier în sensul că singurul
singurul lucru care conținea creierul lui era Scriptura. Texte biblice. Și că probabil... Adică într-o oarecare măsură... Nu în mod negativ. Și că probabil în alta critică l-ar fi considerat în felul ăsta. Da. Deci asta ai, vrut să spui tu. Yeah, okay, dar nu în mod negativ, bineînțeles. Yeah. Deci Domnul Iisus Hristos era spălat pe creier cu texte biblice, ca să spunem așa. Nu înseamnă că în rest altceva nu cunoștea. Ca asta înseamnă să fii spălat, să nu mai ai nimic altceva decât texte biblice. Nu. Pentru că de-a lungul vieții sale el a demonstrat că cunoaște și altceva. Mulțumesc. Aș vrea să introduc o altă provocare în toată treaba asta. De băgat de seamă că și Domnul Iisus Hristos folosește Scriptura și Satan vine cu stă scris. Mi se pare că Scriptura este citată de doi interpreți. Și cei doi o interpretează de fiecare dată în folosul lui. După fiecare. Cum vor ei. La 180 de grade diferență. Asta mă face, îmi dă de gândit și poate fi un răspuns la întrebarea de unde apar contradicțiile vis-a-vis de Scriptură? Că se spune că în Scriptură sunt contradicții. De unde apar? Pentru că fiecare ia un text și îl interpretează cum îi pică lui bine. Nu? Domnul Iisus Hristos a luat textul și l-a spus. A venit Satana, a luat alt text, tot din Scriptură, și l-a spus. Și era la același subiect. Ambele texte se referau la același subiect. Deci, și atunci, de unde luăm noi care e bun? Nu, stai puțin, până să ajung la care e bun, de unde vine contradicția? Că mă interesează treaba asta. Ce anume mă face pe mine să înțeleg într-un fel, pe altcineva să înțeleg în alt fel? De unde? Cred că există o problemă de perspectivă. Există de asemenea o problemă de motivație. Exact, motivație. În ambele situații. Deci nu numai Iisus cu Satana, dar și studiul Bibliei de către sceptic comparat cu studiul Scripturii de către omul credincios. Da. Sunt două clase. Unul e diavol, altul e Hristos. Într-un fel citește diavolul Scriptura, în alt fel îl citește Domnul Iisus Hristos Scriptura. Fără discuție, întotdeauna vor fi două feluri de citire. Acum, pentru că am Matei capitolul 4, exemplul este Iisus Hristos și Satan. Dar, așa cum ai spus, prin prelungire, cele două modalități de citire a Scripturii vor fi întotdeauna prezente. Care este baza? Baza este... presupoziția mea, ceea ce vreau eu să descoper, motivația mea ascunsă, da, pe care o am, asta face ca Scriptura să fie folosită nu cum vorbește ea, ci cum vreau eu să vorbească. Și Ieremia ne spune, mă veți găsi, deci acolo avem adevărata motivație care ar trebui să fie în fiecare din noi care căutăm Scriptura și căutăm mântuirea, nu? Mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Iată deci, motivația. Deci mie mi se pare că teza de duminică îmi spune că orice contradicție pornește din motivația cu care eu citesc textul biblic. Textul respectiv. O îl citesc ca pe cuvântul lui Dumnezeu sau pe cuvântul oamenilor. Asta e tot. Am dat peste mai multe idei în privința aceasta, nu știu dacă o să le găsesc pe toate, dar una din ele spune, oamenii nu ar trebui să se apropie de cuvântul lui Dumnezeu în felul lor, după cum vor ei sau după ideile lor, ci trebuie să vină cu un spirit smerit, umilit și sfânt. Niciodată să nu vă apropiați de Scriptură să o cercetați, dacă nu aveți dispoziția de a învăța, dacă nu sunteți gata să ascultați de Cuvântul lui Dumnezeu ca și cum glasul său v-ar vorbi direct prin descoperirile sale vii. Atunci când mă duc la Scriptură cu intenția să dovedesc că nu este adevărată, cercetarea Scripturii este un blestem pentru mintea mea și implicit pentru cei din jurul meu care ascultă la ideile tale, gogomăniile pe care le voi debita după aceea. Deci, Scriptura nu este o carte simplă, o carte ca oricare altă carte. Din nou, subliniem lucrul acesta pentru că lumea s-ar părea că a uitat diferența dintre Sfânta Scriptură și nu știu, Contele de Monte Cristo. În momentul în care eu, spre exemplu, încep și povestesc despre omul primitiv din Sfânta Scriptură,
Dintr-o dată eu întorc lucrurile pe dos, pentru că în Scriptură nu există om primitiv. Nu găsim cuvântul ăsta acolo. Nu numai că nu-l găsesc. Eu îl găsesc pe Adam și Eva ca fiind cel mai înalt, cel mai puternic exponent al ființei umane. El a fost creat perfect de Dumnezeu. Istoria prezentată de creațiune este exact pe dos decât istoria evoluționistă. Deci avem primul om, cel mai capabil om, omul și inteligența supremă, mâna întâi, Adam. Omul primitiv nu există. Când eu folosesc termenul respectiv, m-am hotărât să nu mai citesc Scriptura. Sau să o citesc după cum vreau eu. Mi se pare că una din armele pe care omul modern o folosește în general împotriva Scripturii și împotriva credinței este batjocura și disprețul. Este arma cu care poți să dărâmi foarte ușor și foarte eficient. Insultă pe cineva, spune că e, nu știu, că e gras, că e slab, că e primitiv. Nu știu cum, primitiv. Și l-ai dărâmat. Dacă nu poți să concurezi cu persoana respectivă în domeniul ideilor, spune că originea lui nu e sănătoasă. Spune că n-a fost bun la școală. Spune că nu poate să joace fotbal. Și găsește ceva unde îl doare. Mircea Cărtărescu spunea la un moment dat că în postmodernismul nostru ironia și critica demontează tot. Sau este un alta principală a deconstructivismului. Demontează și adevărul. Nu numai neadevărul, că dacă ar demonta numai neadevărul, ar fi o treabă. Dar demontează și adevărul. Aici e problema care suntem. Nu sunt de talia lui Cărtărescu nici pe departe, dar aș argumenta că ironia este apanajul omului inteligent, pe când batjocura o are orice om la îndemână, să arunc cu noroi. Ionel, astăzi toți ne considerăm inteligenți. Deci toți ironizăm. În termen relativ. Mulțumesc. Da. Deci, întorcându-ne la problema ispitirii în pustie, cum am rezolvat problema, cum facem deosebirea dintre stă scris al lui Iisus și stă scris, sau satana nu spune stă scris, dar citează din Scriptura. E interesant că Domnul Iisus Hristos nu se angajează într-o polemică interminabilă cu Satan. Satan îi prezintă o variantă a Scripturii, iar Domnul Iisus Hristos îi răspunde cu un alt text al Scripturii. Și lucrurile se opresc aici. De ce? Pentru că vă rog să observați în final, Domnul Iisus Hristos cere arbitrajul Tatălui. El spune, Domnul să te mustre Satana. Până la urmă, în toată polemica asta, nu o ceartă nesfârșită va avea rezultate, ci implicația lui Dumnezeu ca arbitru elegantar, dacă putem vorbi așa, ca arbitru al adevărului care va face lumină în final. Și eu cred că așa ar trebui să procedăm și noi. Eu am stat să mă gândesc la dialogul ăsta dintre Iisus Hristos și Satana în pustie. Unul a venit cu un text, celălalt a venit cu alt text și acolo s-a terminat. Dar astăzi, dacă te-a pus să discuți cu un om și aduci un text, îți aduci alt text. Și aduci alte și alt text, discuția pare mi se că nu se mai termină. Aici, între Domnul Iisus Hristos și Satana, a fost, pare să, o discuție elegantă față de ce se întâmplă între oameni astăzi. Nu uitați și nu uita că Domnul Iisus Hristos, el reprezintă o autoritate. Și creștinul trebuie să reprezintă autoritate. Creștinul nu trebuie să încerce să rezolve lucrurile cu ceartă. Cearta este încercarea de rezolvare a unui om care n-are autoritate și atunci se pretează la vorbe pro și contra. Da. Mântuitorul își postulează poziția lui și apoi zice Domnul să te mustre. Și acolo s-a încheiat discuția. Da. Un citat din Hristos, Lumina Lumii,
pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Iisus l-a întâmpinat pe Satana folosind cuvintele Scripturii. Este scris, a spus el. În toate ispitele, arma lui de luptă a fost cuvântul lui Dumnezeu. Satana i-a cerut lui Hristos să facă o minune, ca semn al dumnezeirii lui. Dar cea mai mare decât toate minunile, dintre toate minunile, nu știu, o încredere neclintită într-un așa, zice Domnul, era un semn care nu putea fi pus în discuție. Atâta vreme cât Hristos și-a păstrat această atitudine, ispititorul n-a putut câștiga niciun avantaj. Îndoiala filozofică, speculația, toate sunt armele umane sau umanismului, care demonstrează sau care vrea să arate că nimic nu e stabil, că nu există valori universale. Și atunci cearta de vorbe despre care avertizează Sfântul Apostol Pavel că n-ar trebui să fie cearta de vorbe între noi, cearta de vorbe are loc și nu se mai termină. Dar dacă există o valoare la care să faci trimitere, atunci, așa zice Domnul, reprezintă arbitrajul divin și cuvântul lui Dumnezeu care este aici și aici se încheie tot. Vă mulțumesc. Trecem mai departe? Da. Secțiunea de luni ne prezintă o altă perspectivă. Se ridică aici întrebarea dacă există o antiteză, o relație adversarială între lege și Evanghelie. Noul Testament, Vechiul Testament, legea, prorocii, scrierile. Și Iisus are ceva de spus în privința aceasta. Haideți să vedem din cuvintele Lui. Ce spune Iisus despre lege, despre proroci și celelalte concepte prezentate în Sfânta Scriptură? În Matei, capitolul 5, de la 17 la 20, este primul text, mi se spune să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii, ci să împlinesc. Și câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va cădea o frântură de slovă de iotă din lege. Vedeți, oamenii spun aici, Domnul Iisus a venit să împlinească legea. Legea a fost împlinită. Ce mai am eu de-a face cu asta? Mm-hmm. Dar cum poți să dai o asemenea interpretare? Deci, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, vine, împlinește legea, îți dă un exemplu și tu vii și spui că a împlinit-o pentru mine. Deci ca să nu mai a făcut-o în locul meu. Așa și cum jertfa, nu s-a jertfit pentru mine, pentru păcatele mele. Tot la fel și aici. Deci am primit această explicație. Deci ceea ce spui tu, cred, înseamnă că vrei să spui că oamenii cred că împlinirea legii înseamnă abolirea legii. Exact. Da. Și lucrul acesta nu este... Nu este adevărat, pentru că îl spune mai departe. Pentru că dacă te oprești de aici, poți să dai această interpretare, dar îl spune mai departe. Și câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va cădea o frântură de slovă din lege. Păi pentru ce rămâne? Pentru Domnul Iisus Hristos, care e în ceruri, sau pentru noi care suntem pe pământ? Adică nu face sens această interpretare. Marcionismul apare în secolul 2 și creează tensiunea asta despre care vorbim. Adică Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu aspru, rău, limitat, care a trebuit să primitiv, mulțumesc, care a trebuit să fie cumva îmbunătățit de Dumnezeul Noului Testament. Și Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul Noului Testament și Iehova este Dumnezeul Vechiului Testament. Antiteza este destul de puternică. Pe fondul iudaic, Iehova era Dumnezeul iudeilor, Dumnezeul primitiv de care vorbești tu. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul creștin. Este un Dumnezeu de facultate față de Dumnezeul primitiv. Dar și el lăsat în urmă de secolul 20-21. Stai puțin. Deci e etapă pe... Da. Okay. Da, dar ei se bazează pe textul din Matei, capitolul 22 cu 29. Ați auzit că s-a zis în vechime... Să nu ucizi. Și dă câteva exemple. Să nu ucizi. Dar eu vă spun. Mulțumesc. Bun. Ajungem și aici. Da, ideea pentru este o problemă... Mă întorc. Marcionismul a fost considerat ca fiind o erezie, una dintre primele erezii care a fost condamnată foarte puternic în secolul II. Acum, tot creștinismul mai modern, despre care ai vorbit în secolul 20, este marcionist ca și gândire. Adică schizofrenia asta între cele două apare peste tot.
Și mă întreb de ce. Și acum, ca să scurtez, nefirescul situației se manifestă în momentul în care descoperim în toată Biblia că la Sinai, cel ce a dat legea, a fost tot Domnul Iisus Hristos. Unde descoperim lucrul acesta? Sau cum? Ar fi o provocare fantastică, o lecție de făcut pentru acasă. Descoperiți, oameni buni, cine a dat legea pe muntele Sinai? Și surpriza va fi că veți descoperi că Domnul Iisus Hristos a fost acolo. Îi ajutăm pe ascultători cu două texte? Da. Okay. Primul text cred că este cel din 1 Corinteni 10, capitolul 10, în care spune că stânca care venea după ei era Iisus Hristos. Deci era o stâncă acolo, tot în permanență. Stai puțin. Stânca care venea, așa este, apa care Domnul Iisus Hristos le-a furnizat apa. Numai că stânca la care face referire aici este stânca pe care o găsim la Refidim, în momentul în care Moise s-a suit și a lovit stânca și a curs apă. Și este stânca de la Horeb. Stânca de la Horeb a fost lovită și a curs apă. Ei bine, și identificând în felul acesta stânca ce venea după ei, surpriza apare în momentul în care descoperim că la Horeb s-a dat și legea. Exact. Deci, am stânca la Horeb, care este stânca lovită, care este Iisus Hristos, și tot pe stânca lovită și de pe stânca lovită se dă și legea, astfel încât legea și Evanghelia se întâlnesc în același punct, la Horeb. Și aici probabil că Ghiță va veni cu cel de-al doilea text. În Maleah, capitolul 4, cu versetul 4, acolo ni se spune că la Horeb v-am dat legea, porunci și... prin Moise. Dar cine le-a dat? Acolo spune, eu v-am dat legea respectivă. Da. Deci Iisus Hristos vorbește că v-am dat prin Moise. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, Ștefan vorbește la un moment dat în versetul 38 și zice așa: Moise este acela care în adunarea israeliților din pustie cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai, și de fiecare dată când avem de-a face cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai, îngerul este Domnul Iisus Hristos. Să fim atenți la lucrul ăsta. Da. Și cu părinții noștri a primit cuvinte vii ca să ni le dea și nouă. Legea este identificată aici ca fiind cuvintele vii ale lui Dumnezeu, care ne-a fost dat nouă, spune Sfântul Apostol Pavel, diaconul Ștefan era Noul Testament. Și spune că Noul Testament, nouă ni s-au dat cuvintele vii de la Sinai. Trimiterea este foarte frumoasă, foarte puternică. Vom găsi și alte texte care întăresc această idee. Aș adăuga aici, pentru că e tot în contextul acesta, textul nostru de memorizat din Matei 4:4. Nu? De răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă citești toată Biblia, de la Geneza la Apocalipsa, care au fost cuvintele care au ieșit din gura lui Dumnezeu? Care au ieșit din pana lui Moise, lui Ieremia, lui Isaia? Dar singurele cuvinte care au ieșit din gura lui Dumnezeu au fost Exodul, capitolul 20. Isaia 63, pentru cine are probleme în legătură cu identitatea îngerului? Isaia 63, cu versetul 9. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. Îngerul este mântuitor. El însuși i-a răscumpărat, el este răscumpărător în dragostea și îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Este o trimitere directă la funcția de mântuitor și răscumpărător a Domnului Iisus Hristos, care este îngerul care stă înaintea feței lui Dumnezeu. Este trimisul solului Dumnezeu pentru poporul său. Deci, descoperim, Sfânta Scriptură ne spune, la Sinai a fost Iisus Hristos. Nu mai priviți că Sinaiul este locul unde se manifestă un alt Dumnezeu, mai rău, mai altfel. Este același Dumnezeu la Sinai, Iisus Hristos, este același Dumnezeu la Golgota, Domnul Iisus Hristos. Sinaiul și Golgota au același Dumnezeu, au același subiect. Și atunci tensiunea
lege, Evanghelie, îmi pare rău, nu mai există. Și atunci, așa cum spuneau alți comentatori, ne atrăgeau atenția asupra faptului că Apostolul Pavel, el nu merge pe ideea ori legea, ori Evanghelia. El merge pe ideea întotdeauna și legea, și Evanghelia. Este interesant că Apostolul Pavel spune clar, noi nu mai putem păcătui pentru că suntem sub har. Și iată că harul care este rezultatul crucii lui Iisus Hristos te duce la același punct în care te duce legea. Nu mai păcătui. Adică nu mai călca legea. Nu mai călca legea. Mulțumesc. Da. Și atunci de unde apare acest conflict în lumea evanghelică? Vechiul Testament, Noul Testament. Vechiul Testament e dus, nu mai avem treabă cu el. Noul Testament, pe el ne bazăm acum. Eu cred că îi confundă Vechiul legământ cu Noul legământ, pentru că în Evrei capitolul 8, Vechiul legământ cu Vechiul Testament. Exact. Okay. În Evrei capitolul 8 acolo se vorbește de Vechiul legământ și de Noul legământ. Și îi spun că Vechiul legământ egal, pun semnul egal, Vechiul legământ cu Noul cu Vechiul Testament, ceea ce nu este adevărat. Deci mergem pe linia lui pe care ne oferă Ghiță sau lăsăm problema asta de abordat la sfârșit? Problema Vechiului Testament. Da. Ne vom întoarce la ea. Ne întoarcem la sfârșit atunci. Okay. Da. Pentru că trebuie să discutăm puțin despre profeție și felul în care Iisus Hristos se relatează la profeție. Relaționează la profeție. Deci. De asemenea, aș mai dori să aduc textul care spune din mine va ieși legea. Și cuvintele lui Isaia arată clar că legea este exprimarea caracterului Dumnezeu. Deci nu este o tensiune între Domnul Iisus Hristos și lege, ci este o unitate deosebită. Continuăm. Mulțumesc. Și aș mai vrea să adaug din Matei, capitolul 22. Ați auzit că în vechime s-a zis, dar eu acum vă zic altfel. Mulți se bazează pe acest text, spun, vezi, atunci s-a zis, dar nu mai e valabil. Acum, ce spune Domnul Iisus Hristos în Noul Testament, în Evanghelie, asta e valabil. Promit că ne întoarcem la tensiunea dintre Vechiul și Noul Testament. Ok. Deci, problema profeției. Cum vedeți profeția ca argument pentru unitatea Scripturii? Profeții au fost făcute din vechime, dacă stai să te gândești, încă din Eden, după aceea a venit Avram, după aceea cel mai puternic, Daniel, nu? Care e cea mai clară acolo, că avem profeție. Și toate astea, dacă le pui la oaltă și le legi una cu alta, vezi un fir roșu prin ele, care toate conduc la Domnul Iisus Hristos. Toate l-au ca țintă pe Domnul Iisus Hristos. Au ca țintă ridicarea și prăbușirea imperiilor. Au ca țintă a doua venire. Vorbim de Vechiul Testament acum. Deci toate acestea se referă la Domnul Iisus Hristos. Și deci un fel de ligand care asamblează totul și ține exact, totul. Exact. Deci astfel profeția ține Biblia împreună. Tot Vechiul Testament și Noul Testament, bineînțeles. Okay. Este interesant că Domnul Iisus Hristos la un moment dat face anumite acte pentru a împlini Scriptura, pentru a împlini profeția. Evangheliștii notează. A făcut lucrul acesta pentru că în Scriptură se spunea. Spre exemplu, când a trimis să aducă măgărușul și a intrat pe măgăruș în Ierusalim, la Flori. E bine, Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta ținând cont de profeție și dorind să împlinească profeția astfel încât el să reprezinte un semn ca toată lumea să înțeleagă că lucrurile astea vin de la Dumnezeu, nu de la oameni. Și atunci profeția cumva face un pod peste istorie și unește vechiul cu noul, unește trecutul cu prezentul sau cu viitorul. Această profeție nu lasă nimic din trecut care să nu se împlinească în prezent. În felul ăsta avem de a face cu ceea ce a spus Ghiță, cu legătura. Profeția este legătura între cărți. În istorie, legătura pe care o face Dumnezeu prin cuvântul Său. Este cea mai puternică dovadă a faptului că Biblia nu este doar un document istoric.
Biblia este cuvântul viu, așa cum spune Ștefan, ne-a dat cuvintele vii. Cuvântul lui Dumnezeu plămădește istoria, îi face profilul, o conduce, nu doar o descrie ce s-a întâmplat. Ea este și prescriptivă, arată ce se va întâmpla în viitor. În asta constă puterea lui Dumnezeu. De asta vorbim despre Scriptura aici și despre Domnul Iisus Hristos. Acum, învățătura. Domnul Iisus Hristos zice că a folosit toată Scriptura, nu doar o parte din Scriptură. Întrebare. Când Domnul Iisus Hristos zice că a citat din toată Scriptura tot ceea ce era în legătură cu El, la ce Scriptură face trimitere? Exact, asta vreau să spun. Doar Vechiul Testament. Clar că nu exista Noul Testament atunci, Vechiul Testament. Și... deci ajung la concluzia că Noul Testament se bazează pe autoritatea Vechiului Testament. Corect. Domnul Iisus Hristos, când se identifică pe sine ca Mesia, El nu folosește niciun text din Noul Testament care nu exista la vremea respectivă. A luat sulul cartea profetului Isaia și a citit. Despre asta s-a împlinit. Da. Deci, avem de a face cu autoritatea Scripturii Vechiului Testament folosită în mod total de Domnul Iisus Hristos în momentul în care El citează de unde? Din lege, ceea ce înseamnă Pentateucul, cele 5 cărți ale lui Moise, din scrieri și din psalmi. Da. Proroci. Din proroci. Profeți. Psalmii fac parte din scrieri. Da. Ketuvim. Right? Ia, proroci și psalmi. Bun, deci ia tot ceea ce se întâmplă în Vechiul Testament și nu lasă nimic nefolosit. Nimic nefolosit. Nu-i scapă nimic, nu este nicio carte care să nu folosească, nu există nimic care să spună, domnule, vezi că asta nu este important. Deci, această privire completă de ansamblu a Domnului Iisus Hristos asupra Scripturii îmi arată foarte limpede că probabil Vechiul Testament este cel mai bine certificat din toată Scriptura. Și este certificat de Domnul Iisus Hristos și de apostoli. Noul Testament, putem discuta despre el, că în sfârșit e după aceea. Dar Vechiul Testament este absolut certificat de Domnul Iisus Hristos și de apostoli. Vreau să întreb dacă apostolii s-au depărtat vreun pic de la metoda sau felul de gândire a lui Iisus. În privința Vechiului Testament. Nu puteau să se îndepărteze, că nu aveau Noul Testament. Și ei foloseau tot Vechiul Testament. Și au citat tot de acolo. Cel puțin în Faptele Apostolilor avem o groază de texte în care se spune, păi, în psalm se zice, în psalm se spune, Moise a zis. Vedeți, atunci nu se punea problema cum se... ceea ce am discutat noi la începutul studiului, nu se punea problema atunci cum se pune acum. Oare o fi? Oare nu o fi? Hai să criticăm? Oare e adevărat? Nu, Moise a zis. În psalm se spune. David a spus. Nu se discuta ca acum. Și când se zice David, în altă parte se spune Scriptura a zis. Da. Exact. Și Dumnezeu a zis. Ziditorul, da. Deci, ideea că Biblia vorbește în numele lui Dumnezeu chiar atunci când vorbesc cu oameni, este extrem de puternică. Aș vrea să arăt aici frumusețea în care Dumnezeu a picurat sau a stropit așa parcă toată Biblia cu câte un pic din profeție aici, acolo, dincolo, în fiecare carte. Nu a pus-o toată într-o singură carte. Și ca să poți să descoperi cât e de frumoasă profeția, trebuie să sapi mult în fiecare carte și să aduni un gram de aur de acolo, un gram de aur, până faci bulgărele frumos. Așa a lucrat Dumnezeu, așa a pus în Vechiul Testament. Și Noul, bineînțeles. Mulțumesc. Îmi place ideea aceasta a firului roșu, care îl, de la o oarecare distanță îl vezi. Ca o temă comună în întreaga Scriptură. Aș provoca pe cei ce ne aud. Citiți, vă rog, Evrei, capitolul 1. Căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși eu îi voi fi tată și tu îmi vei fi fiu. Citat din Psalm 2:7. Care comentator din ziua de astăzi ar fi putut identifica în Psalmul 2:7 pe Domnul Iisus Hristos?
Mai departe, sau fiului i-a zis, versetul 8, scaunul tău de domnie Dumnezeului este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Psalmul 45. Următorul verset 9, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi de slujbă. Isaia 61:1. Deci Vechiul Testament umple capitolul 1 din Evrei și doar un capitol. Da. Ei bine, ăsta este modalitatea în care Biblia este înțeleasă și susținută până la urmă în autoritatea ei de către soborul apostolilor. Mulțumesc, pentru că toți suntem aici în Epistola către Evrei și pentru că discutăm despre tensiunea dintre Vechiul și Noul Testament. Cum rezolvați problema ideii un testament gata de pieire? Evrei 8:6 și 13. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci a așezat pe făgădințe mai bune. Și 13. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape gata de pieire, este aproape de pieire. Dragii mei, uneori copiem formule verbale. Deci, copiem din versetul 6, mijlocitor, el este un mijlocitor unui legământ mai bun, și copiem din versetul 13, ce e vechi, a îmbătrânit și este aproape de pieire. Luăm cele două formule și zicem așa, ce din versetul 13 se aplică la Vechiul Testament, iar ceea ce este în versetul 6 se aplică la Noul Testament. Deci Noul Testament este mai bun, iar Vechiul Testament este îmbătrânit, este aproape de pieire. Și ne sună bine la ureche. Când în realitate se vorbește despre cu totul altceva. Tot aici în capitolul 8, da, citim mai jos. Ce e Noul Testament? Ce e Noul Legământ? Ce e Noul Legământ? Versetul 10. Iată legământul pe care voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Ăsta este Noul Legământ. Da? Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu și nu vor mai învăța pe fiecare și așa mai departe. Ăsta este Noul Legământ pe care îl spune Dumnezeu. Adică, domnule, nu fă din lege ceva care este o obligație exterioară care ți se cere ție, ci pune-o să-ți placă, să-ți fie în suflet. Ăsta este legământul pe care vrea să-l scrie Dumnezeu și este luat foarte clar din Ieremia 31. Ieremia 31, care este din Vechiul Testament. Da? Și atunci, până la urmă, primul legământ care era vechi, scris pe piatră, legea scrisă pe piatră, nu? Și al doilea care? Tot al legei, e aceeași lege. Da, numai că nu mai e scrisă pe piatră. Și atunci, cum putem să spunem noi că legea nu mai e valabilă? Că uite, Vechiul Legământ, Noul Legământ. Dar legea e aceea, e comună și la Vechiul și la Noul, doar locul e diferit. Uitați-vă în Ieremia, că Ieremia, Vechiul Testament, lămurește ce e cu Noul și cu Vechiul. Vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Iată legământul pe care îl voi face. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Este vorba de două situații în care legea funcționează. Când legea funcționează din afară, constituindu-se ca o obligație forțată pentru firea pământească și firea pământească încearcă să împlinească prin puterea ei legea lui Dumnezeu, ăsta e vechi. Este vechi. Rezultatul a fost că după ce a dat... N-au putut să o țină. N-au putut să o țină, corect. S-au întors la vițel, imediat. Promiseseră că vor ține și în 40 de zile au făcut vițelul. Ăsta e Vechiul Testament. Ăsta e vechiul, da. Pardon, Vechiul Legământ. Și Noul Legământ este, voi pune legea mea
în inima lor, astfel încât mă vor cunoaște cu adevărat. Și e vorba de neprihănirea lui Iisus Hristos. Și asta este scrisă în Vechiul Testament. Și asta este scrisă în Vechiul Testament. Mulțumesc. Da. Deci, greșim. Greșim când folosim Scriptura după ureche. Haideți să lăsăm Scriptura să vorbească ea însăși pentru ea. Mulțumesc. Ar mai fi o problemă de aparentă tensiune între vechi și nou în afirmația. Ați auzit că s-a spus în vechime, dar eu vă spun. Cum rezolvați această problemă? E una dintre cele mai frecvente, formule verbale, iarăși folosite astăzi. Pentru a demonstra că Vechiul Testament v-am spus, dar eu vă spun, ăla nu mai e valabil, eu vă spun. Ia, dar dacă luăm concret ce a spus, la ce s-a referit Domnul Iisus Hristos? Oricare exemplu de câte ori a vorbit El așa, nu? Ați auzit că în vechime s-a spus să nu uciți, dar eu vă spun, cine se mânie numai. Deci de acum nu avem voie să ne mâniem, dar putem să ucidem, că a fost în vechime. Nu face sens. Mhm. Înainte, spunea să nu prea curvești, dar spun cine se uită la o femeie. Acum nu avem voie să ne uităm. Dar de curvit nu-i mai problemă, că nu mai e valabil. Deci, clar că nu face să... E chestie de logică matematică. Că nu poți să desparți astea două. E, din contră, o treaptă mai înaltă a cerințelor lui Dumnezeu către noi. Eu așa le văd. Mulțumesc. În cartea Soli Alese, volumul 1, mi se spune, oamenii au scris așa cum a fost conduși de Duhul Sfânt. Mai întâi bobocul, apoi floarea, după aceea fructul. Întâi un fir verde, apoi un spic, după aceea grâu de plin în spic. Exact așa sunt cuvintele Bibliei pentru noi. Se numește dezvoltare. Se numește progres. Lumina mereu crescândă. Dumnezeu s-a comprimat pe sine până aproape de nu se putea mai mult. În momentul în care s-a comprimat pe sine în trei vorbe, să nu ucizi. În două vorbe, să nu ucizi. Să nu minți. Să nu prea curvești. E o comprimare fantastică. Imaginați-vă infinitul comprimându-se în două cuvinte. Și apoi, când vine Domnul Iisus Hristos, ia această comprimare și începe să o... Desfacă câte un pic. Da. Să o detalieze și spune, oameni buni, s-a spus acolo așa, dar fiți atenți. Și interesant este că cel ce a spus cele două cuvinte este același cu cel care le explică. Adică pe Sinai era tot Domnul Iisus Hristos care a spus cele două cuvinte și acum El, întrupat, vine și spune, dar eu vă spun mai departe. Mm-hmm. Pentru o înțelegere mai deplină. Da. Mulțumesc. Am trecut în revistă felul în care Iisus și apostolii lui abordează Sfânta Scriptură. Am omis ceva? Cred că trebuie să observăm un lucru. Este vorba de o abordare completă a Scripturii. Mm-hmm. Este vorba de o abordare de o autoritate absolută, adică Domnul Iisus Hristos se folosește de autoritatea Scripturii în fața lui Satan, nu în fața oamenilor. Mm-hmm. Nu vorbim de oameni. La un moment dat, Sfânta Scriptură spune despre ea însă și Scriptura nu poate fi desființată. Nu se poate. Deci autoritatea este absolută. De asemenea, Domnul Iisus Hristos nu încearcă să speculeze conținutul cuvântului lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Nu îl speculează, nu îl interpretează. Stă scris. El vorbește despre stă scris. Și atunci când zice, dar eu vă spun, Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât păstrează sensul primar al textului din Vechiul Testament și când îl dezvoltă, merge pe aceeași linie. Nu merge altfel. În felul ăsta El ne învață pe noi cum să înțelegem Scriptura, nu cum să eludăm anumite înțelegeri sau cum să trecem pe lângă ele. Ok. Putem spune că de asemenea o abordare care nu suferă sau nu percepe contradicții interne? Mulțumesc. Exact.
Prin aceasta arată că Biblia nu se contrazice ceea ce a făcut Domnul Iisus. Înainte s-a zis, dar acum vă zic, când le compar pe cele două, eu, cum a spus fratele pastor, e o dezvoltare, o continuare. Deci nu există contradicție. Adevărul, regula adevărului sau definiția adevărului este acea afirmație care nu are contradicții interioare. Când există un mesaj, o afirmație care nu se contrazice pe sine, ăla e adevărată. Dacă are vreo contradicție, înseamnă că nu este adevărul. Iisus Hristos spune și despre sine și despre Scriptură că ea face parte din adevărul lui Dumnezeu. Nu are contradicții interioare. Chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă am probleme, ține minte lucrul ăsta. Scriptura nu se contrazice. Fă eforturi ca să o înțelegi în sensul ei, în sensul ei, de completare, în sensul ei de necontradicție. Nu te opri și spui, dacă eu nu înțeleg, înseamnă că Scriptura se contrazice. Mi se pare că una din primele fabule care le-am citit a fost fabula vulpea care se duce în, sop, în vie și vrea să mănânce struguri și nu ajunge la struguri și pleacă spunând și așa strugurii erau la acri. Acri, da. E, bineînțeles, dacă nu mă înșel, la Fontaine e autorul fabulei, încerca să ironizeze pe cei care disprețuiesc lucrurile care nu le sunt accesibile. Omul face același lucru în diferitele situații și s-ar părea că și cu Scriptura încearcă aceeași strategie. Dacă nu înțeleg, dacă mi se pare că ceva nu e pe placul meu, o dau la o parte că nu e bună. Aș vrea să mă întorc puțin la ceea ce ai spus la început și să revenim puțin, să încheiem cercul. Dacă într-adevăr omul chiar s-a dezvoltat pe parcurs, înseamnă că ucenicii erau ceva mai deștepți decât Avram, corect? Pentru că în conformitate cu teoria evoluționistă, de la Avram până la ucenici, omul s-a mai dezvoltat puțin. O trebuie câteva mii de ani, sigur. S-a mai dezvoltat puțin. Și atunci ar însemna că apostolii nu l-ar lua pe Avram ca fiind model spiritual sau model de adevăr pentru ei. Ei ar trebui să se erigeze pe ei înșiși ca fiind superiori celorlalți. Deci tot timpul fac apel la părintele nostru Avram. Deci ei poartă un respect Avram. Scriptura vorbește altfel. Și îi vedem și pe Domnul Iisus Hristos și pe apostoli ca beneficiind de modelele vechi testamentale, astfel încât credința lor se ghidează după aceste modele. Avram devine părintele credincioșilor. Ceea ce înseamnă model pentru toți. Da? Lista de oameni credincioși din vechiul din Evrei 11 creează ideea bisericii lui Dumnezeu cu un seceriș foarte bogat de oameni din Vechiul Testament și spune în fața acelei biserici ne-am adunat noi. O comunitate de credincioși. Exact. Vă mulțumesc. O corectare. Fabula cu vulpea și strugurii nu-i aparține la Fontaine, ci lui Aesop. În încheiere, ce ați mai adăuga la ideile din acest studiu? Mie îmi place în pasajul de primul paragraf de vineri. Oamenii se consideră mai înțelepți decât cuvântul lui Dumnezeu, mai înțelepți chiar decât Dumnezeu și în loc să-și fixeze picioarele pe temelia de neclintit și să se supună totul testului cuvântului lui Dumnezeu, ei testează cuvântul lui Dumnezeu cu propriile idei din știință, din natură și dacă nu se potrivesc cu ideile lor științifice, atunci tot ce nu se potrivește, dăm la o parte. Și rămân cu o scriptură așa ca un om mort, știi, cum vezi numai cât un schelet, cât un os, nu mai are... Am rămas din Scriptură cu ce ne-a plăcut nouă, cu ce ne convine, cu ce se potrivește, putem testa cu știința, ceea ce, cu timpul, că sunt multe lucruri care nu le putem testa cu timpul, pentru că noi trăim limitat. Și atunci alea nu sunt bune. Așa spun eu.
Mă bucur că ai reluat pasajul acesta, l-am citit la început, dar mi se pare atât de important și de poate providențial că l-ai citit din nou. Merită subliniat. Aș vrea să te întreb, Bultmann și cu băieții pe care ai citat la început. Spinoza. Oare ar fi fost capabil să creadă în învierea lui Iisus? Nu cred. Deci după ce ucenicii nu au putut înțelege moartea Domnului Iisus Hristos, nici învierea Lui, și Domnul Iisus Hristos a venit la ei și zice că le-a tâlcuit toată Scriptura, de la Moise, proroci, psalmi, cu privire la El. Imaginează-ți că este Spinoza acolo, este Bultmann, este și așa mai departe. Și Iisus Hristos le ia și le explică Scriptura Vechiului Testament în legătură cu El. Ar fi putut să înțeleagă învierea? Ar fi putut să o accepte? Nu, pentru că nu poți să o explici din punct de vedere științific. Ar fi putut la un moment dat să creadă în întruparea divinității Domnului Iisus Hristos la Betleem? Nici aia n-ai cum să o explici științific. Ce mai rămâne din mântuire dacă îl scoți pe Iisus Hristos și pe Dumnezeu din Scriptură? Una din cele mai mari insulte este să spui cuiva că nu are o minte deschisă. Ori chiar în privința aceasta mi se pare că prietenii noștri de partea cealaltă nu au mintea, nu au orizontul suficient de larg să admită posibilitatea supranaturalului. Deci în momentul când am eliminat din start posibilitatea supranaturalului, pot să discut cu Bultmann sau cu Spinoza sau cu Descartes sau cu Hume și suntem în lumi diferite. Pentru că my frame of reference, cadrul meu de referință e aici, cadrul lor nu include sau nu include același coordonate. Deci, devenim necreștini în momentul în care nu suntem atenți la modul în care ne raportăm la Scriptură. Asta este mesajul lecțiunii de astăzi. Adică această lecție îmi spune, uite cum a folosit Iisus Hristos Scriptura, dacă vrei să fii creștin, folosești-o la fel. Dacă nu o folosești ca Iisus Hristos și ca ucenicii, nu mai ești Cristianos. Nu mai ești ca Hristos. Ești ca altcineva, dar nu Cristianos. Ai spus că devenim necreștini. Vorbesc astăzi cu foarte mulți oameni, special foști colegi mei de facultate, care îi țin la tradiție, la Paști, la Crăciun, astea, și vorbesc despre Hristos. În momentul în care ajungi la mântuire, în momentul în care ajungi la a doua venire, nu mai primesc nimic. Deci e frumos să vorbești despre Hristos, despre sărbători, despre Paște, despre ouă roșie, despre ce vrei, dar să nu vorbești despre a doua venire. Deranjează foarte mult a doua venire. Deci lor le place creștinismul și să rămână aici pe pământ în condițiile Hristos de astea. Mort. Un Hristos mort. Da. Dar nu un Hristos... Nu, da. Îl acceptă și pe Hristos care a înviat. Ei știu că a înviat și chiar sărbătoresc zilele acestea, nu? Sunt de acord cu învierea ei. Dar să nu vină să ne deranjeze. Să nu cumva să se întoarcă înapoi. Asta e problema. El stă bine acolo, noi stăm bine aici. Exact. El să stea acolo, să nu ne deranjeze aici. Vă mulțumesc pentru discuția din seara aceasta. Mi-a făcut plăcere. Ar fi probabil mult mai mult de spus, dar întotdeauna timpul ne grăbește. Mulțumim și ascultătorilor noștri care ne urmăresc cu atenție și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în studiul Scripturii. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!